Fânul a rămas peste ochi la direcția silvică Suceava. Animalele sălbatice au preferat să consume hrana pe care o găseau în pădure în perioada călduroasă a acestei ierni. Acum, fiind stratul ăsta de zăpadă destul de consistent, personalul nostru specializat împreună cu pădurarii asigură hrana, hrana complementară, cum îi spunem noi în termenii noștri, se asigură fânul, sarea. Este o mică problemă pe care am remarcat-o nu numai anul ăsta. Datorită, ați văzut că la noi a început să ningă în februarie. Până în februarie a fost toamnă prelungită. Am rămas cu fânul pe stoc anul ăsta. Animalele sălbatice rămân sălbatice și încearcă să-și asigure hrana din pădure, efectiv. Acum, fiind terenul acoperit, probabil o să frecventeze și hrănitorile. Pandemia a avut influențe negative și asupra direcției silvice. Totuși, în sezonul de vânătoare, care se apropie de final, s-a reușit realizarea efectivelor. În ceea ce privește vânătoarea, anul trecut, că acum suntem dar se termină sezonul de vânătoare. De sezoanele de vânătoare încep în luna mai. Începe o data de 15 mai și se termină pe 14 mai anul viitor. Anul trecut nu am avut vânători străini, dar am realizat cotele aproape în totalitate. Mai avem o lună, două la speciile care se mai pretează, dar am realizat cu vânătorii străini. Am realizat ceva. Pandemia a avut efectul și asupra noastră. Acum, dacă au rămas animalele în pădure, nu e nicio problemă, că ele trăiesc, nu mucegăiesc, nu se întâmplă nimic cu ele. O să le recoltăm probabil anul ăsta, la anul.